Printr-o hotărâre de guvern a fost aprobat sistemul de garanție returnare pentru ambalajele nereturnabile. Acesta prevede o garanție de 50 de bani pentru orice ambalaj de băutură achiziționată. Garanția de 50 de bani va putea fi recuperată imediat ce ambalajele folosite vor fi returnate în orice magazin din România, potrivit unei surse citate. Sistemul va fi obligatoriu pentru toate magazinele, de la cele mai mici dimensiuni la supermarketuri, și va fi implementat prin intermediul operatorilor din domeniul salubrității. În județul Hunedoara, unul dintre operatorii de salubritate este pregătit pentru așa ceva, cei de la Braicata, derulând deja un astfel de proiect pilot la Brașov. Sistemele de colectare fac parte din... urmează să fie implementate prin sistemul garanție returnare, prin care fiecare ambalaj va avea o bonificare de 50 de bani. Când ți-ai cumpărat produsul respectiv, vei plăti 50 de bani suplimentari și în momentul în care ai terminat de consumat acel produs, te duci și îl depozitezi în acel sistem și primești acea garanție de 50 de bani. Noi l-am făcut un proiect pilot pentru a stimula cetățenii în municipiul Brașov, în parteneriat cu Primăria Brașov, prin care Primăria a bonificat și bonifică gestul de a duce acest recipient la 10 ambalaje, la 10 etichete colectate. Generatorul respectiv primește călătorii pentru mersul cu RATB-ul. Prevederile acestei hotărâri sunt aplicabile pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 și 3 litri inclusiv, fără a fi valabile și pentru borcane. În acest sistem intră dozele de băuturi, PET-ul, strict PET, și sticla. Vorbesc doar de sticlă fără borcane. Aceste tipuri de ambalaje sunt acceptate în acest sistem de colectare. Termenul de implementare pentru această hotărâre de guvern a fost stabilit pentru luna octombrie a anului viitor.